care l-a descoperit pe băiețelul de o lună va intra acum în platoul nostru. Este Victor Melnic, de 22 de ani, tânărul care locuiește în blocul unde a fost abandonat micuțul. Haideți să-l întâmpinăm. Bună, Victor! Mă bucur să te văd astăzi în platoul nostru. Da, și eu mă bucur să vă văd. Tu ești foarte tinerel și probabil, de-mi voie să ghicesc, încă nu ai copiii tăi. Nu. Așa, de asta te întreb, cum l-ai găsit pe acest bebeluș? Ce ți-a tras atenția în primul rând? Fusesem în vizită la prietena mea și venise timpul deja să plec acasă. Și cum l-ai ieșit din bloc, am auzit cum plângea un copil. Și sigur, deja m-am apropiat și am atras atenția. Era cineva în preajmă? Nu. Era doar singur, adică. Așa, și probabil anume asta te-a făcut să te... Da. Ți-a atras atenția. Da, foarte micuț. Deja cum m-am apropiat, am văzut că este un copilaș foarte mic și am stat cu el, am văzut că stătea singur și cam părea straniu asta. Așa. Adică așa copil mic, lăsat fără părinți, fără voia sorții, da. În preajma lui, da? Hai să vedem ce le-ai povestit colegilor mei mai devreme, chiar la locul unde l-ai găsit pe micuț. Merg în coridor, am văzut un cărucior, este un copil micuț, abandonat, adică ne-am dat seama că nimeni nu se mai apropie, e singurel. Am deschis așa, în plapuma asta, m-am uitat la el, am văzut că plângea, l-am mai legănat puțin. Și stând așa, așteptam mă uitam la fiecare trecător și întrebam, mi-a adresat câte o întrebare, nu cunoașteți copilul, a cui, cine e mama, a cui e căruciorul? Nimeni nimic nu știa. Și adică deja am văzut că n-are nimeni niciun răspuns și am sunat. La 112 am sunat, s-au apropiat deja poliția și ambulanța, l-au verificat starea lui, totul era ok. Clar, cu o durere, simțeam deja că copilul mic, adică fără mamă, lăsat singur. Din câte se vede, ai dat dovadă, în primul rând, de o responsabilitate maximă în acest caz. Poate cineva nu stătea să-și piardă timpul. În al doilea rând, mă uimește faptul că ai știut ce să faci. Ai început să legeni, cumva, de unde acest... Iubesc, în general, copii. Cu siguranță vei fi un tătic bun. Zi-mi, te rog, da, cred că merită toate aplauzele noastre, Victor, pentru ceea ce a făcut. Tu ești salvatorul, practic, acestui copil. Cine știe dacă nu te apropiai tu, cât stătea el acolo și cât mai rezista. Dar vreau să te întreb, uite, care ți-a fost primul gând atunci când, iată, l-ai văzut în acel cărucior și ai văzut că nimeni nu este în jur? La ce te-ai gândit? Primul gând, îmi părea că cum, părinții l-au lăsat și au plecat până în sus, poate aveau ceva treburi să nu ridice căruciorul până în sus. Deci nu te-ai gândit din start nu. Fi abandonat? Nici cu gândul la abandonare. Speram că se întoarce cineva după el. Și deja a trecut puțin timp. Am văzut că nu se mai apropie nimeni deja. Deja îmi veneau gânduri că este abandonat. Așa. Cât timp a trecut, iată, ca să ajungi la această idee? 15 minute. Deci timp destul de mult. Așa, pentru că nicio mamă probabil nu și-ar permite să lase așa, un copil atât de mic pe atât timp, da? Foarte micuț, da. Așa. Chiar atât de micuț? Da. Dar cum vă dați seama, nici o lună nu are. Adică o lună deja am primit. Hai să vedem cine a spus femeia care îi aparținea acel cărucior în care tu l-ai găsit pe băiețelul. Eu nu știu cum s-a nimerit și de ce l-a pus acolo. Că n-am așa cunoscut, care să fie, să aibă copil așa micuț, atât de micuț. Cum așa mamă să ies copil atât de micuț, nu aproape de o lună, atât de, Doamne, nu știu. Prosta așa, să putem, știți, când am auzit că taman în căriciorul meu, zic, cum așa să nimerit direct în căriciorul meu? Cât erau acolo și doar într-am eu. În primul rând am un sentiment de mândrie. Știți, mă gândeam pentru băiat sau pentru părinți și pentru cei care au educat un așa băiat frumos și fizic și la suflet. Vă referiți la Victor? Mă refer la Victor și tot respectul pentru el și pentru părinții lui, pentru că e frumos că încă suntem implicați, că ne pasă.
deoarece totdeauna am afirmat că indiferența ucide. Vis-a-vis de persoană, eu îmi dau seama că a fost șocată probabil că, fiind mamă, și dacă e cu cărucior, respectiv copilașul e mic și a ei, și a avut așa mai multe emoții legate. Înțeleg. În curând vom afla în ce stare a ajuns bebelușul la spital, până la venirea ambulanței și a poliției, una din locatarele blocului cu pricină s-a oferit să ia bebelușul la ea acasă pentru a-l încălzi și a-l schimba. Astăzi femeia a venit în platoul nostru să ne povestească despre cele întâmplate. Să o salutăm! Ecaterina, bună seara! Te rog să iei loc aici, lângă Victor. Mulțumesc! Așa, voi vă cunoașteți cu Victor sau nu? Din acea seară. Din acea seară? Da. Până atunci nu prea. Nu. Bine, înainte de a începe discuția noastră, să auzim ce le-ai povestit colegilor mei atunci când au fost la tine acasă. Atenție la ecran. L-am luat în brață, legănam și plângeam. Cum poți fi tu, cum poți fi mamă și să ai o astfel de inimă că să-l leși? Nu vă pot reda în cuvinte, am început să plâng chiar. Am plâns, plângeam și eu și o doamnă care a venit cu ambulanța, plângeam ambele. Prima dată când l-am ținut în brațe, aici, nu prima dată, aici în casă, l-am luat în brață și am întrebat de medici. Poți mi-l las mie? Și de polițiști aceeași întrebare, polițiștilor aceeași întrebare am dat. Poți mi-l las mie? Eu cred că cel mai bine ar fi să fie copilul pe o mână bună. N-aș fi de părere copilul să fie dat înapoi părintele. Dar într-o familie care într-adevăr își dorește un copil și îl dorește din toată inima, cred că ar fi o idee super. Ecaterina, dar de ce inițial ai decis să-l iei la tine acasă atunci? Păi era fric copilului, cel mai probabil. L-am luat să-l încălzesc. Adică să nu stăm în holul blocului până la venirea ambulanței sau poliției, am hotărât să mergem la cald, în casă. Așa, și îți amintești cum arăta copilul când l-ai... Foarte micuț. Exact asta spunea și Victor. Bine, ei sunt mici, așa, după naștere. Sunt, e un copil de o lună. Nici n-avea cum probabil să fie mai mare. Sau el era atipic de mic. Aproape o lună. După... Da, dar era este un bebeluș sănătos? Adică părea a fi pentru el... vârsta lui normal? Da, după părerea mea, da. Uh-huh. Și cum era îmbrăcat? Vreau să ne povestești. Pentru că din imagine am văzut că se vedea că era îmbrăcat într-o scurtă sau ceva într-un foarte costum, mare pentru el. Da, într-un costum cel mai probabil pentru 10-12 luni. Așa undeva, m-am uitat, era și în blugi, în pantaloni de la acest costum. Da, da, da. Și într-o pereche de ciorapi subțiri și căciulița. Și atât. Plăpumeara asta în care îl vedem acum înfășat, era a ta. Deci eu era îmbrăcat foarte subțire? Da, da, da. Era doar în haina care era pe el și atât. Plapuma m-a dus-o eu să-l învelesc, să fie cald. Ce făcea? Plângea? Nu? Da, era agitat, plângea copilul, cel mai probabil era și foame, că el își ducea mânuțele la guriță. Și la un moment dat s-a pomenit despre un bilițel. Da, am găsit bilițelul în pantalonaș, când am încercat să-l schimb. Și m-am uitat, acolo era indicată data, luna, anul nașterii și ora. Și ora? Și ora, da. Atât? Atât. Un nume, niște indici despre părinții copilașului? Nimic, nimic. Și pe ce dată e născut? 27 decembrie 2019. 27 decembrie. Da. Am văzut cât de emoționat ai fost și atunci chiar când ne-ai povestit. De unde acest... E vorba despre un instinct matern. Atunci când vezi un copil abandonat, primul lucru, ți vine să-l iei, să-l... Am vrut chiar să-mi-l las mie. Chiar, nu știu... Ce ți-au spus medicii și polițiștii când i-au întrebat despre asta? Bineînțeles că nu poți mi-l las mie, tot timp cât este găsit, trebuie să-l ia, să-l controlezi, să vadă cine e adevărata mamă. Tu ai copii? Doi copii. Doi copii. Da. Noi am discutat și cu alți locatari din blocul în care tu locuiești. Această întâmplare i-a șocat pe toți. Haideți să vedem ce spun oamenii.
Probabil doamna, nu știu, a venit la cineva în vizită, a văzut că sunt cărucioare. Deci, nu cred că l-a adus întâmplător, așa, pur și simplu. Părerea mea că e vreo elevă sau vreo studentă care i-a fost frică de părinți. Sau... A noi nu se întâmplă. Înțeles. Nu de felul. N-au credință în Dumnezeu, n-au. Eu mă gândesc, păi poate are sens că e mamă. De nu l-a dus să-l lepit pe la musură, să mai trăi niște când ceva, de l-a dus aici la căldură. Asta eu mă închipui, dar înseamnă că a fost e greu ceva. Înseamnă că eu a citit că aici este unde pune. Cândva la noi în bloc să sunt care este vestea. Sau vreo depresie, sau a avut fata, sau poate probleme în familie, sau probleme financiare. Adică nu pur și simplu a luat și lăsat copilul acesta și a fost un motiv oarecare. Dar dacă eu asta mă gândesc, deși ea nu s-a dus la părinți, și părinți, și ești fel de părinți, au avut. Măi, s-a întâmplat, cresc eu copilul, ești atât la creați părinți și ea. Toată lumea cumva este cu gândul la mama copilului. Noi, în primul rând, ne gândim ce e cu el, cu micuțul. Și vreau să te întreb cât a stat el la tine și ce s-a întâmplat mai departe. A stat în jur de cel mult 40 de minute, 30-40 aproximativ. Am hotărât să-l schimb, să văd dacă este necesar de a-l schimba. Într-adevăr, copilul trebuia schimbat, scutic, că am trimis fetița mea la magazin, la farmacie după scutice, cumpărat, am venit acasă și l-am spălat și am vrut să-i dau haine curate, adică de la piele, începând de la piele până deasupra, să-i dau ceva curat, dar nu m-a lăsat. Am spus, îmbracă-l așa înapoi în hainele care era și mergem la spital. Medicii care au venit. Era probabil important da. Să rămână în hainuța. Da, vorbeau la telefon la fiecare 2-3 minute și haideți mai repede, veniți mai repede. Noi vă așteptăm deja. Așa. Și după ce au ajuns, v-au mai întrebat despre ceva? Nu. După ce au plecat medicii, eu am dus copilul până la ambulanță. L-am dus eu în brațe. L-am lăsat. I-am rugat să mă țină la curent cu tot ce se întâmplă. Și l-ai vizitat de atunci? Nu. L-ai mai văzut? N-am fost. Ai fi vrut? Desigur. Domnule Vârlan, ce credeți despre asta? Are șanse Ecaterina să-l revadă pe băiețel găsit? Sau, nu știu, Victor poate ar vrea? Eu nu cred că dacă Ecaterina o să-l vadă pe acest copilaș încă o dată, o să încălcăm vreun drept acestui copilaș sau dreptul la să încălcăm datele de caracter personal. Nu văd nicio problemă aici. Dar să revenim la copil și la felul în care a fost găsit. Chiar vreau să vă rog să comentați. Cum credeți, locul în care a fost lăsat copilul a fost unul sigur? Părerea mea personală că mama acestui copil nu întâmplător l-a lăsat într-acest bloc, anume unde sunt multe cărucioare. De ce? Pentru că multe cărucioare demonstrează că sunt multe mame. Am înțeles că blocul e un gen de cămin unde foarte multă lume merge, adică circulă, da, ies, vin. Mă gândeam chiar și am mai auzit experiențe asemănătoare, mamele așteaptă să audă pași și doar după asta se hotărăsc să iasă. Bine, o să vedem în cazul dat, dar eu cred că mama intenționat a ales, pentru că știind că sunt mai multe mame între acest bloc, sentimentul sau emoțiile sau o să prevaleze și el neapărat o să fie luat și salvat. Domnule Dongiuc, dumneavoastră sunteți medic obstetrician, aveți de-a face cu copii în fiecare zi, probabil. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți. La ce pericole ar fi fost expus copilul? Pentru că mai târziu o să auzim poliția care spune că copilul a fost lăsat în primejdie. În principiu e indiscutabil și că acest copil lăsat singur, în primul rând, risc să facă o hipotermie, adică la o temperatură redusă, și această temperatură redusă, hipotermia, provoacă diverse schimbări în organismul nou-născutului, fiindcă el și așa este firov, încă nu sunt
bine sistemele de protejare, de imunitate și indiscutabil că acest copil prezintă riscuri lăsat singur ca să facă o hipotermie care poate să aibă mai multe consecințe. Altă întrebare, că m-a întrebat de ce acest lucru a survenit. Da, după părerea mea, și probabil că așa și este, este o mamă în dificultate, care o nemerită în dificultate și, spre părere de rău, nu cunoștea ce posibilități are chiar și atunci când nemerește între aceste dificultăți, fiindcă la noi, deja în Republică, s-a creat un sistem foarte bine pus la punct prin asistența socială, prin sistemul de protejare drepturilor copilului, unde fiecare persoană care a numerit în dificultate are posibilitate și să o ajute. Noi o să ajungem acolo. În curând veți afla cum echipa noastră a reușit să o găsească pe presupusa mama a bebelușului abandonat înaintea oamenilor legii. Dar acum vom auzi medicul de la spitalul numărul 1 din capital, în grijă căruia a ajuns copilul abandonat. Nina Bucătaru, neonatolog, a venit astăzi la noi în studio. Sunt în tine. Vrem să vă întrebăm, în primul rând, în ce stare a ajuns copilul atunci când l-ați consultat dumneavoastră? Starea copilului era relativ satisfăcătoare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că copilul era subalimentat, adică flămând, și puțin, puțin rece extremitățile. Asta e tot ce înseamnă relativ satisfăcător. În general, copilul somatic sănătos, cu careva amprente din neîngrijire, adică n-a avut o îngrijire bună. Despre ce hai vorbiți? Să spunem. Nu, în sens, cum copilul s-a fost îngrijit de mamă până la momentul când el a fost abandonat. Chiar o întrebam pe Ecaterina, care a avut ocazia să-l îngrijească câteva zeci de minute, dacă corespundea vârstei sale, mă refer la da, mărimele... Da, copilul corespundea vârstei sale, pentru că medicii se orientează de obicei după particularitățile anatomo-fiziologice a unui copil la examinarea lui, după particularitățile neuropsihice a copilului. Și pe baza la aceste date, noi putem să facem careva concluzii la ce vârstă corespunde copilul, cronologic, da? Are 2 săptămâni de viață, are 1 lună, 1 lună jumătate, adică... Nu ați știut despre acel bilețel pe care l-au găsit mai devreme? Ceva am auzit, am auzit că a fost lăsat, dar... Dar ce vârstă i-ați dat? Cam aproape de 1 lună, 3 săptămâni, 1 lună. Așa, 3-4 deci săptămâni. Corespundea, de fapt, tuturor normelor pentru vârsta lui. Vreau totuși să știu cât timp ar fi rezistat copilul dacă Victor nu-l găsea atunci. Dumneavoastră știți în ce condiții a fost găsit el? Da. Clar că foarte mult depinde de temperatura mediului ambient în care se află copilul acela. Dacă, de exemplu, spre scara nu este încălzită, pardon, Victor, scara blocului nu este încălzită. Era la fel de rece... Ca și plus afară, minus ca afară, da? Da. Dacă bine, avem o iarnă domoală, dar nici plus nici minus la așa temperatură, eu cred că mai mult de o oră jumătate, el deja avea să fie într-o hipotermie severă. Deci a avut mare noroc de Victor. După modul, adică din momentul de când copilul acesta a fost găsit, eu presupun că el n-a fost lăsat la mare interval de mama sa. Deci probabil e vorba de câteva minute, poate 10. Cum procedează medicii atunci când, iată, la spital ajung astfel de copii abandonați? Nu știu câți i-ați avut în cariera dumneavoastră, în experiența dumneavoastră. Dacă să vorbim însăși de statutul copilului abandonat, termenul copilului abandon, clar că ei sunt mai puțini. Așa cum e în cazul dat acest copilaș, neavând... neștiind familie, neștiind, neavând cod de identificare, adică el, acestui copil clasic abandonat, așa înțeleg eu lucrurile. Dar mai des se întâmplă copii refuzați de mame, da? Adică ei se refuză, mamele se refuză de ei pe o perioadă de timp.
fiecare diferit, care 3, care 6 luni, care un an de zile. Eu mă refer în special la circumstanțele în care a fost găsit copilul. Deja ce statut legal va avea, vom discuta mai târziu, dacă e vorba de abandon totuși sau refuzat. Dar vreau să știu, există vreun regulament, iată, atunci când vi se aduce un astfel de copil găsit, fără părinți, micuț, ce se întâmplă, care este regula? În primul rând, regulamentul care este. Dacă lucrul acesta se întâmplă, este cum s-a întâmplat și acum, pe parcursul nopții, seara, da? El vine deja însoțit de poliție, ambulanță, e sesizată poliția. Noi deja a doua zi sesizăm organele noastre care avem o echipă multidisciplinară care face parte psihologul, asistent social, în afară de lucrători medicali, juristul, care două zi sunt foarte, toți sesizați absolut în privința la acest fapt, acest caz. Și atunci, prin intermediul asistentului social din spital, facem legătura cu asistența socială municipală sau republicană și tu deja merg, se pornește procesul acesta de, să-i spunem, de clarificare a statutului, a... Apropo, prognosticul da, social a copilului ăsta. Vă preocupați ce se va întâmpla cu acest copil mai departe. Și aici, în acest context, vreau să vă întreb dacă el rămâne încă și astăzi la voi la spital. Nu, el deja a plecat la Casa de Copii orășenească. Tot aici, la Chișinău. Da. Știu copilul s-a aflat la noi 6 zile, starea satisfăcătoare, cu adaus în greutate de 250 de grame, aproximativ. Deci papă bine? Papă bine, se simte bine. Adică el a primit toate îngrijirile la nivel, chiar când s-a ajuns la spital, el a fost îmbăiat, îmbrăcat în hăinuți curate, hrănit. Vreau să vă întreb totuși, cât de des întâlniți cazuri similare? Hai să spunem, anul trecut au fost în jur de 6 cazuri, da? Dintre care unul a fost abandon și 5 undeva refuzuri, așa după cât eu, poate undeva poți fi uiernat în date, dar plus minus cam așa. Ce înseamnă totuși abandon și refuz? Iată vă spun, au abandonul când vede mama, e ca cum în cazul acesta, mama l-a lăsat, a plecat fără acte, fără documente, fără nimic, nimeni nu știe ce copilul ăsta, nu are date, nu are nimic, complet l-a abandonat. Dar refuz când mama este, să știe cine e mama, să știe unde a născut, copilul are cod personal la naștere, da, i-s-o dat când el s-a născut. Vi s-a întâmplat chiar parcurs... o mămică să plece din spital, să nască la voi și să plece să-l lase la voi? Da, și refuză. El îndeplinește niște acte corespunzătoare cu asistent social, cu... îndeplinește actele, că ea refuză, cum v-am spus, poate pe termen de 3 luni, poate pe 6 luni, poate pe un an, adică temporar, ca un refuz temporar, aș spune. Am avut ocazia să o cunosc pe tânăra, pe tânăra mamă care și-a abandonat copilul. Vreau să vă zic că ea a venit la mine. Să vă zic sincer, discutând cu ea, nu mi-a trebuit mai mult de 5 minute ca să-mi dau seama că are tangență direct cu fapta care a fost difuzat sub formă de știre. Ea a ales, poate involuntar, poate fără intenție, a ales această cale să, eu știu, să protejeze copilul respectiv. Ea a făcut o greșeală. Vom afla inclusiv și circumstanțele în care această femeie și-a lăsat copilul, pentru că am găsit mama copilului și astăzi va intra în platoul nostru. Ai găsit pe acest bebeluș? Ce ți-a atras atenția în primul rând? Fusesem în vizită la prietena mea și venise timpul deja să plec acasă și la ieșire din bloc am auzit cum plângea un copil. Și sigur, deja m-am apropiat și am stat cu el, am văzut că stătea singur și cam părea straniu ăsta. Primul gând îmi părea că cum părinții l-au lăsat și au plecat până în sus, poate aveau ceva treburi să nu ridice căruciorul până în sus. Și deja a trecut puțin timp, am văzut că nu se mai apropie nimeni deja. Cât timp a trecut, iată, ca să ajungi la această idee? 15 minute. De ce inițial ai decis să-l iei la tine acasă atunci? Păi era fric copilului, cel mai probabil. L-am luat să-l încălzesc. Se vedea că era îmbrăcat într-o scurtă sau ceva foarte mare costum, pentru el. Da, într-un costum, cel mai probabil pentru 10-12 luni. Așa undeva, m-am uitat, era în blugi, în pantaloni de la
de la acest costum. Da, da, da. Și într-o pereche de ciorapi subțiri, plângea copilul, cel mai probabil era și foame, că el își ducea mânuțele la guriță. În ce stare a ajuns copilul atunci când l-ați consultat dumneavoastră? Starea copilului era relativ satisfăcătoare, copilul era subalimentat, adică flămând, și puțin, puțin rece extremitățile. În general, copilul somatic sănătos, cu careva amprente de neîngrijire, adică nu a avut o îngrijire bună. Oamenii legii au pornit pe acest caz un proces penal pentru lăsare în primejdie. În dimineața celei de-a cincea zi de căutări, poliția încă nu știa nimic despre persoana care a lăsat bebelușul în scara blocului. Pentru a-i găsi pe părinții micuțului, oamenii legii au trebuit să publice imagini de pe camerele de supraveghere instalate în preajmă. În ele se vede o femeie care duce o geantă mare. Polițiștii presupuneau că anume în această geantă se afla micuțul abandonat. Iată cum comenta ministrul de interne situația la acel moment. Se întreprind toate măsurile pentru a stabili toate circunstanțele. Dacă nu cumva în afară de această doamnă sunt și complice, este o infracțiune deosebit de gravă și o să examinăm sub toate aspectele această infracțiune. Noi o să calificăm aceste acțiuni tentativă de omor. Fiindcă a lăsat în primejde, a lăsat în condițiile când un prunc era supus pericolul de a deceda. Deci nu poate fi vorba despre o tentativă de omor în cazul dat, atât timp cât nu se constată niște circumstanțe agravante care la momentul acela puteau fi directe, imediate, în privința copilului respectiv. Considerăm că calificarea infracțiunii conform articolului prevăzut de Codul Penal și lăsarea în primejdie este una corectă, cel puțin din punct de vedere juridic, anume sub aspectul acela că acel copil la vârsta care o are, fiind, este în imposibilitate totală de a se manifesta cumva sau de a-și purta de sine stătător de grijă și este evident că are nevoie de cineva alături care să-l îngrijească, chiar aceeași regurgitare sau alte momente care pot surveni și nu are cine să-l întoarcă pe o parte, de exemplu, sau pot surveni niște momente care cineva, dacă este alături, îi poate acorda primul ajutor în cazul în care nu pot surveni și urmări mai grave. Și pornirea urmăririi penale conform alineatului 1 al acestei infracțiuni, la fel o considerăm corectă, deoarece alineatul 2 prevede vătămare, ca o survenit vătămare gravă a integrității corporale sau decesul. Noi, în cazul dat, nu avem asemenea agravante și, deci, o asemenea calificare o considerăm una ce ține de, cum s-a exprimat domnul ministru, că este infracțiune deosebit de gravă, că atarea nu este deosebit de gravă, conform sancțiunii care prevede pedeapsă până la 2 ani, poate, din punct de vedere moral, chiar este deosebit de gravă. Probabil la vedere, acest fapt s-a referit domnul ministru. Din punct de vedere juridic, este o infracțiune care se pedepsește foarte, să zicem, sumar. Chiar, de exemplu, eu aș pleda pentru amplificare pedepsei la acest articol, da, și introducerea unui aliniat care ar prevedea lăsarea în primejdie a copiilor de către părinți sau cel puțin a rudelor între ei de gradul 1 de rudenic și să prevadă o pedeapsă mai mare cu agravanta respectivă, că pedeapsa de 27.500 de lei sau munca neremunerată în folos comunității sau până la 2 ani, eu consider pedeapsă destul de blândă în cazul dat. Cu privire la calificativul care la moment este acuzată mama copilului, da, este o pedeapsă care probabil, dacă e mică sau mare, nu știu dacă este o pedeapsă. Pentru că aceasta depinde de motivele care au servit sau s-a folosit această mamă ca să lese acest copilaș. Atâta timp cât ea, nefiind informată, cum ar putea să ocrotească acest copil când a ajuns în situațiile acestea extreme sau în situații sau în circumstanțele astea nefaste, ea a ales, poate involuntar, poate fără intenție, a ales această cale să eu știu, să protejeze copilul respectiv. Ea a făcut o greșeală. Vom afla inclusiv și circumstanțele în care această femeie și-a lăsat copilul, pentru că am găsit mama copilului
și astăzi va intra în platoul nostru. Dar mai întâi, doamna Maia, vreau să vă aud pe dumneavoastră, pentru că am văzut că ați luat Пока мы даже не знаем обстоятельств, которые вынудили эту мать так поступить, я не вижу никаких обстоятельств, которые бы позволили женщине, родившей, так поступить с ангелом абсолютно без никакой вины. Вы говорите, что она не была информирована, не знала, как поступить. Эта женщина 9 месяцев носила под своим сердцем этого ребенка. За 9 месяцев она могла бы определиться, если она знала, что это случайно, не знаю, каким образом она забеременела, есть муж, нет, мы еще ничего не знаем, но за эти 9 месяцев она могла продумать точно так же, пойти в роддом, родить там, оставить, объяснить, почему, какие у нее условия, что она не может его взять. Но не вот так вот брать. Знаете, взяла, просто выкинула, подарок кому-то сделала. Где-то в других странах еще продают. О, там, в континуаре экспликация мамей, аша кум вам спус. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să continui ceea ce a spus dumneavoastră, indiscutabil pentru majoritatea și nu pentru toți, este un caz șocant când aud așa ceva, dar eu aș ruga să previn sub alt aspect unde noi specialiștii deseori cu acest lucru ne întâlnim, dar ne întâlnim un lot îngust de specialiști, mai mult medici obstetrici, ginecologi și psihiatri. Ce se întâmplă în timpul sarcinii? Femeia trece printr-o schimbare internă foarte, foarte mare, mai ales o schimbare hormonală, fiindcă organismul ei se restructurează completamente și apoi ce se întâmplă după naștere? Este așa definiție cum este depresia postnatală și altă formă cum este psihoza postnatală. Spre mare regret, ei se întâlnește destul de des. Depresia postnatală se întâlnește în 15-20% dintr-o 100 de femei care nasc după naștere, fac depresie postnatală, care se manifestă mai mult sau mai puțin. Ce apare? Ele apar frustrate, ele nu pot face față lucrurilor. Situația care este le depășește, dânsele se închid în sine, ele se simt vinovate. Ca regulă, aceste simptome, în majoritatea cazurilor trec. Dar se întâmplă că ele trec în altă formă, cum este depresia postnatală, deja psihoza postnatală, aceasta este depresia, trece în altă formă, cum este psihoza postnatală, deja asta este o tulburare mentală. Femeia nu este conștientă de ceea ce face, nu-ți dă seama lucrurilor și aceasta poate să fie bine așteptate. Ca regulă, acest fondal sunt niște antecedente provocatoare. Sau aceste femei în anamneză au avut niște probleme cu sănătatea, inclusiv și niște tulburări mentale, sau au fost în o depresie în naștere precedentă. Atunci sunt factori provocatori când au un stres foarte mare, când au o problemă financiară, când au o problemă cu soțul, cu familia. Tot asta sunt factori predispozanți. Deci vreți să ne spuneți că este o situație cumva explicabilă și bănuiesc că vreți să ne rugați cumva să nu ne grăbim să o acuzăm pe exact. această femeie. Vreau să în vă niciun spun, caz dacă, nu vrem asta. Deci foarte, foarte este important aici anturajul familiei și dacă cei care ne privesc acum sau cei care sunt prezenți se vor aduce aminte și precis că în familiile lor au observat că ceva le-a părut că după naștere ceva soția sau mama sau fiică, cine acolo, a avut un comportament și este foarte mai deosebit. Spre mare regret, societatea se ciocnește cu aceasta deja când ceva s-a întâmplat. Vreau să spun că literatura de specialitate arată că instinctul matern se poate forma și după nașterea copilului și mult mai târziu. Și în cazul dat, dacă mama n-a făcut o psihoză depresivă, dacă nu a făcut o depresie postnatală, sincer și prințesa Diana tot a fost cu în depresie postnatală, chiar în condițiile care ea era pe atunci, da? Prințesă.
Aici trebuie de văzut. Posibil că instinctul matern nu s-a dezvoltat. Femeia care ar fi lăsat bebelușul în scara unui bloc de locuit din sectorul Buicani al Capitalei a fost găsită de polițiști în după amiaza zilei de 29 ianuarie. Reporterii Vorbește Moldova însă au reușit asta cu câteva ore mai devreme. Haideți să urmărim cum a fost. Odată cu căutările anunțate de poliție, echipa Vorbește Moldova a început propria anchetă. Noi am reușit să facem rost de fotografia femeii care ar fi lăsat copilul în scara blocului. Ulterior am publicat imaginea pe paginile emisiunii de pe rețelele de socializare. Am ținut să protejăm identitatea femeii, acoperindu-i fața. Astfel putea fi recunoscută doar după haine și siluetă. La scurt timp, eforturile noastre au fost răsplătite. Ne-a contactat o tânără care a recunoscut femeia și ne-a oferit informații despre aceasta. Peste câteva ore ne-am întâlnit cu Cristina în centrul Capitalei. Femeia nega că ar avea vreo legătură cu micuțul. Am continuat să ținem legătura cu ea, iar peste câteva ore am aflat că de tânără au dat și oamenii legii. Ea a fost dusă la inspectoratul de poliție. Cu ajutorul nostru, Cristina a putut beneficia de asistență juridică din partea unuia dintre experții permanenți a emisiunii. La inspectorat, presupusa mamă a bebelușului abandonat, la fel nega orice legătură cu micuțul. După câteva ore de audiere, tânăra a cedat emoțional. Cristina ne-a cerut ajutor și atunci am apelat la un alt expert al emisiunii noastre, psihologul Zinaida Gribincea. După mai bine de 4 ore de consiliere, Cristina s-a hotărât. A recunoscut că a comis o mare greșeală și a mărturisit că va face tot ce-i stă în puteri pentru a o repara. După o săptămână de la începutul acestei povești, tânăra s-a prezentat benevol la poliție, unde a recunoscut că este mama băiețelului abandonat. Zinaida, să te rog să ne spui tu, pentru că probabil din toți noi, tu cel mai mult ai comunicat cu ea, au durat 4 ore acea întâlnire a voastră. Zi-mi, te rog, în ce stare era Cristina când v-ați întâlnit? Da, deci vreau să zic că au trecut exact 24 de ore de când eu, în calitate de cetățean, am văzut știrea în mass media despre abandonul respectiv și după asta am avut ocazia să o cunosc pe tânăra, pe tânăra mamă care și-a abandonat copilul. Vreau să vă zic că ea a venit la mine într-o stare destul de avansată de agitație, psihomotorie, depresie. Avea o stare de epuizare fizică și psihică totală și a început să comunice cu mine ca fiind eu unica persoană care pot să o ajut în acel moment. Ea mi-a zis lucrul acesta, că dacă eu aș fi refuzat ajutorul ei, următorul pas ar fi că ea și recurgea la sinucidere. Deci era într-o stare disperată. Disperată. A durat într-adevăr comunicarea noastră mai mult de aproximativ 5 ore, în care ea practic a plâns permanent. Deci a fost într-o stare destul de deplorabilă. Deci am continuat să o susținem, pentru că în caz contrar nu știam care va fi următoarea acțiune. Adică eu riscul era major. Riscul era foarte, foarte mare ca ea să comită o faptă la un gest, da, necugetată. Dar zici că a avut o stare emoțională, deci era la limită. Era Dar la limită. Ce a provocat, zici, de depresie? Ce i-a provocat această stare? Faptul că și-ar fi abandonat copilul, pentru că deja știm că a recunoscut faptul, sau această urmărire a ei, pentru că a trăit 5 zile cu toate buletinele de știri pe copilul ei, știa că este căutată, poliția făcea declarații, toată lumea era în căutarea ei. Desigur că a afectat-o enorm de mult faptul că ea era cea mai căutată femeie mama la acel moment. Țară. Exact. Dar au mai fost și antecedente. Ea a trăit în tensiune și în stres pe toată perioada sarcinii și în afară de acest lucru, ea a mai educat un copil de una singură, neprimind ajutor de nicăieri, și era atât de stresată pe marginea acestui subiect. Ea în fiecare zi își făcea griji că nu o să aibă surse
cu ce să-și întrețină copilul. Dar până la urmă, care a fost motivația ei sau care a fost acel, să zicem, argument al tău care a făcut-o să-și recunoască maternitatea? Deci ea a făcut gestul acesta, unul, din cauza că s-a simțit constrânsă de împrejurări și nu avea posibilități să-și crească copilul, dar cel mai important motiv pe care ea l-a invocat a fost acela că îi era frică de părinți, cum vor reacționa aceștia, în special mama, la auzul veștii că ea a mai adus pe lume un copil. Așa, am înțeles. O să vorbim și despre aceste motive, pentru că, așa cum am zis, această mămică, tânără mămică, își va face apariția astăzi în platoul nostru. Dar mai am câteva întrebări pentru experți și în special pentru Dorin Podlisnic. Tu, Dorin, ai asistat-o pe această mămică și îți mulțumim pentru acest lucru. Faptul că eroina noastră și-a recunoscut, hai să nu zic vina, hai să zic, și-a recunoscut maternitatea pentru acest copil, o va scuti de pedeapsa vociferată de domnul ministru de interne? În orice caz, care este pornitul urmăririi penală, recunoașterea vinii, căința sinceră, este o circunstanță atenuantă la stabilire pedepsei, adică ori instanța de judecat în cadrul judecării cauzei are, să zicem, un argument în plus de a aplica cea mai minimă pedeapsă prevăzută de articol sau o altă pedeapsă sub limită cu aplicarea altor norme prevăzute de codul penal, adică, într-adevăr, o facilitează pe cea mai căutată mamă, o facilitează recunoașterea faptelor sale și recunoașterea maternității față de acest copil. Pentru că negarea pe care începusă din start organul de urmărire penală, că în genere nu am fost, nu e copilul meu și nu cunosc nimic, este o inducere în eroare a organului de urmărire penală și chiar și un minus pentru procesul de înfăptuire a justiției, anume sub aspectul de judecare a cauzei. Să vă zic sincer, discutând cu ea, nu mi-a trebuit mai mult de 5 minute ca să-mi dau seama că are tangență direct cu fapta care a fost difuzat sub formă de știre și am recomandat ca să facem totuși niște declarații, să recunoaștem cel puțin, dacă nu vină, măcar să declare motivele care au împins-o la acest fapt. Poate sunt niște motive care, nu mă apuc să judec, dar poate sunt niște motive care și pentru instanța de judecată, de exemplu, ar fi un motiv să o scutească de răspundere penală, poate să o tragă la răspundere contravențională. Altfel spus, vreau să aud ce riscă această mamă, ce risca ea până în momentul în care și-a recunoscut benevol maternitatea și de ce o poate scuti această recunoaștere? Cam bine, cum vezi, deci în genere, pedeapsa la acest articol prevede amendă. Amendă de 27.500 de lei, adică 550 unități convenționale. Aproape 30.000 de lei. Da, sau muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare până la 2 ani. Deci, având în vedere personalitatea acesteia, că anterior nu a fost condamnată, nu se află la evidență, există și circumstanța aceasta atenuantă, recunoașterea vinii, căința sinceră, considerăm că instanța ar putea să-i aplice și o amendă și chiar ar putea să-i aplice o amendă sub limita de 27.500, adică mai puțin un pic, reieșind din starea financiară a persoanei, ca să nu-i creez dificultăți în posibilitatea de a-și întreține copiii, care îi mai are încă doi în afară de acest copil. Я хочу сказать, что когда я говорила, что она носила 9 месяцев ребенка под сердцем, не потому что завязалась уже, а в обязательном порядке эта связь, о которой вы говорите. Я хочу подчеркнуть, что у женщины было 9 месяцев, а понять для себя, потому что она будет рожать, как быть, как поступить, пойти в роддом официально, отказаться ли, либо оставить родить и вот так и жить с ним. Человека было время все продумать. Mâine aflați în detalii despre viața tinerei mame care din disperare s-a hotărât să-și abandoneze bebelușul de nicio lună. Cristina a acceptat să ofere un interviu în exclusivitate pentru reporterii Vorbește Moldova, în care a mărturisit lucruri de-a dreptul șocante.
Pentru că eu nu vreau să-l omor sau să-l arunc la gunoi. Eu vreau să-l lăs într-un loc sigur. Tânăra a povestit despre noaptea în care l-a născut pe fiul său. Mă speream să reduc sunetul, adică care îl aveam de la durere. Aici eu știu, eu îmi înseamnă, dacă eu pierd cunoștința, asta e gata. Eu să ne dușe. Cristina s-a destăinuit în fața reporterilor Vorbește Moldova, descriind pas cu pas ziua care ar fi devenit cea mai grea din viața ei. Adică eu m-am stărit să deconectez toate sentimentele, toate. Eu nu am făcut-o cu sângere aici. Am aflat uluiți ce simte o mamă care tocmai și-a lăsat bebelușul în scara unui bloc necunoscut, într-un cărucior străin. Pentru toate zilele acestea, viața mea nu a fost viață. Din momentul când l-am lăsat, eu nu am mai trăit. Eu nu aveam poftă de viață. Și totuși, ce a convins-o să meargă la poliție și să-și recunoască fapta? Eu până în ultimul moment nu am vrut să spun lucrurile astea. Detalii tulburătoare despre cel mai discutat subiect din ultimele zile. Vorbește Moldova, mâine seara.